Jandarmii Gurgeni și-au prezentat ieri bilanțul activităților derulate în luna august. Reprezentanții instituției anunță că vor continua să acționeze în tot județul pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor. În această lună, structurile de ordine publică au executat 13 misiuni, atât la evenimente cultural-artistice, cât și sportive și religioase, astfel încât acestea să se desfășoare fără incidente. Angajații IJJ Gorj au fost prezenți și la Centrul Zonal de Evaluare constituit la Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu din Târgu Jiu, în perioada desfășurării sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. Am desfășurat un număr de 9 misiuni, acestea fiind concretizate prin participarea efectivă la manifestații cultural-artistice, comemorative și sportive. De asemenea, sunt în derulare cele două manifestări pe care le cunoașteți, începute în această săptămână. Este vorba de Festivalul de Folclor și Festivalul Berii, unde vom asigura prezența efectivelor de jandarmi în locațiile unde se vor desfășura aceste activități. De asemenea, data de sâmbătă, ziua de sâmbătă, vom asigura măsurile de ordine la conform calendarului Federației Române de Fotbal, la meciul de Liga 3-a între Internațional Bălești și ACF Filiaș. Totodată, după acest segment, vom asigura ordinea publică la manifestările cultural-artistice desfășurate Începând de astăzi până duminică, jandarmii gorjeni vor avea grijă ca manifestările cultural-artistice desfășurate pe insulița Jiului în cadrul Festivalului Berii să se desfășoare fără incidente, mai ales că sunt așteptate peste 2000 de persoane la spectacole. Mâine, oamenii legii vor asigura ordinea publică la meciul de fotbal al echipei CS Internațional Bălești, care va avea loc pe stadionul din Comuna Bălești, în cadrul campionatului național de fotbal din Liga a 3-a. Jandarmii se vor afla în misiune și la evenimentele dedicate zilelor orașului Târgu Cărbunești.